În ultimele 24 de ore au fost efectuate 376 de teste de COVID. În cazul a 142 de buzoieni, rezultatul a ieșit pozitiv. Conform datelor Direcției de Sănătate Publică, în ultimele 24 de ore în județul Buzău au mai fost confirmate 142 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, 32 dintre pacienți fiind diagnosticați în laboratoare private de analize și un pacient a fost diagnosticat într-o unitate sanitară din alt județ. Pacienții au vârste cuprinse între o lună și 84 de ani și în toate aceste noi cazuri, ancheta epidemiologică este în desfășurare. Pe lista noilor focare de COVID se află și instituții publice. Un exemplu ar fi cel al Inspectoratului Teritorial de Muncă. 9 dintre cei 28 de angajați au fost confirmați cu coronavirus, iar astăzi activitatea a fost suspendată pentru a se face dezinfecție generală în sediul ITM. Nici la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate nu s-a lucrat astăzi. Cu toate acestea și cu tot controlul pe care îl avem acolo și cu măsurile de siguranță sanitară apar cazuri. Uitați-vă la ITM, că instituție, pot să-i pronunț numele, instituție publică. Aproape este paralizată. Sunt multe cazuri acolo? Sunt foarte multe cazuri, nu poate lucra. Este unul din focare. Bilanțul de la începutul pandemiei arată că la nivelul județului Buzău aproape 5.800 de persoane au fost diagnosticate cu COVID, iar peste 4.100 dintre acestea s-au vindecat. În momentul de față, aproape 1.300 de buzoieni diagnosticați cu COVID sunt în izolare la domiciliu.